16 noiembrie. Azi pomenim pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, Fiul lui Dumnezeu, unul fără de păcat, care a venit pe pământ cu asemănarea omenească ca să mântuiască pre oamenii cei păcătoși. Trecând prin Capernaum, a văzut un om șezând la vamă, care se chema Matei, și a zis către dânsul: "Vino după mine." Vameșul, auzind aceasta, nu numai cu urechile trupești, ci și cu cele sufletești, îndată s-a sculat de la vamă și, lăsând toate, a urmat lui Hristos. Dintre acea vreme, Sfântul Matei s-a făcut ucenic și următor al lui Hristos și s-a învrednicit a fi cinstit între cei 12 apostoli. Vorbe din bătrâni spun că atunci când în postul Crăciunului e vremea moale, primăvara se așteaptă ploi multe.